Bine v-am găsit la o nouă ediție a întâlnirii noastre, Dialogurile Caiete Silvane Online. Astăzi cu un vechi și statornic colaborator al revistei Caiete Silvane, domnul Gheorghe Moga. Bine ați venit la întâlnirea noastră. Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit. Ați venit cu rost și să prezentăm această nouă carte a dumneavoastră apărută la editura Caiete Silvane, Breviar de cuvinte și expresii. Este a doua carte apărută la editura noastră și îmi face plăcere să anunț și faptul că volumul dumneavoastră va fi lansat miercuri, în 8 noiembrie, la ora 13, la Jibou, la Casa de Cultură, sub egida Bibliotecii Orășenești. Așa este. Colegul de Gheorghi de la bibliotecă e pregătit, a făcut anunțurile pe care le-a considerat necesare și vă așteptăm. O să venim, că suntem obligați, fiind și editorii cărții. Scrieți de multă vreme la Caiete Silvane despre limbă, despre cuvinte, despre ceea ce se mai întâmplă în domeniul acesta nu prea, să zicem, frecventat, cu toate că, din punctul meu de vedere, ar cam trebui, pentru că limba, din păcate, se cam strică. Da, limba se strică și cartea vine oarecum în contra curentului, ca să spun așa. De exemplu, dacă deschideți un ziar, o publicație, de orice natură, economică, politică, imediat ești nevoit să cauți în dicționarul englezesc. Pentru că sunt numeroase expresii din această limbă pe care nu toată lumea le cunoaște. Când deschizi dicționarul, afli că are echivalentă expresia foarte frumoasă și în limba română. Deci, faptul că nu vreau să se înțeleagă de aici că lupt împotriva englezismelor sau așa mai departe, dar îndemn la cunoașterea limbii române, a lexicului, a expresiilor în care se traduce o mare experiență de viață și înțelepciunea a unui popor. A venit peste noi tăvălugul globalizării, a tot ce ține de povestea asta și, din păcate, cred că am mai pierdut o bătălie, cum am pierdut și multe altele în anii ăștia. Știți că s-a și creat termenul acela frangleză, cu realități din alte părți. Mai citesc câte o carte, pe cât o înțeleg așa, de lexicologie, dicționare, cărți de expresii din italiană, din franceză și văd că același îndemn îl găsesc în prefețele acestor cărți, semn că fiecare trage focul la oala lui, ca să spun așa. Și am aici o carte pe care aș recomanda-o nu specialiștilor, oricărui cititor. Este a lui Dan Alexe. Bave, la început a fost cuvântul. E o carte pe înțelesul tuturor, și care încearcă într-un mod ludic să arate niște adevăruri despre limbă și care se citește cu plăcere. Și el este autorul unei cărți celebre, Dacopatia și alte rătăciri românești, în care încearcă să să elimine niște mituri, false mituri, referitor la lingvistică și la ce știm noi despre limba română. Și aici, pentru că vorbim de globalizare, are un capitol sau mai multe pagini despre o limbă universală. Aceasta este una din urmările globalizării, sau ținte, să le spunem, să ajungem la o limbă universală.
Și spune Dan Rexe aici că oricât s-ar încerca aceasta, nu s-ar ajunge în situația aceasta, pentru că la rândul ei această așa zisă limbă universală s-ar diviza și tot la neînțelegere am ajunge între popoare. Pentru că e greu să astupi, să îngropi trecutul atâtor nații, atâtor popoare, geografia lor. Cam asta e ideea, una din ideile cărții. A fost dascăl o viață întreagă la Jibou. Observ și eu că, din păcate, de la generație la generație s-a pierdut tot mai mult exercițiul scrierii și vorbirii corecte în limba română. Din păcate, nici uneltele tehnologiei nu ne ajută. Nu se mai scrie aproape deloc de mână. Ne mai vorbim de caligrafie, ne mai vorbind de stricăciunile pe care le auzim în fiecare zi, ba la televiziuni, ba la tot felul de podcasturi, inclusiv, din păcate, pe așa zisele rețele de socializare, unde aproape nu mai se respectă nicio normă a limbii. Vă întreb direct, mai e ceva de făcut? Salvarea ar trebui să vie de la școală. La școală. Am scris acolo în prefață câteva rânduri despre niște posibili cititori, probabil cititori. M-am gândit la elevi. Dar după aia mi-am dat seama că e o bătălie pierdută și asta pentru mine. Pentru că nimeni nu va fugi la dicționarul care are 16 volume sau 3 volume când are dicționarul la purtător. Apasă, butonează și are sensul, originea și mai departe. Dar, se pierde altceva. Într-un interviu din revista Orizont, din penultimul număr, există un răspuns al unei întrebări pe care îi adresează Pleșu, Andrei Pleșu, Pătrășcoliu, că îl cunoaște din presa literară, că dumnealui este cel mai în vogă acum, care ia interviuri, și la un moment dat, iată ce răspunde, apropo de ce ați provocat dumneavoastră întrebarea. Suntem în fața unei situații, spune Andrei Pleșu, pe care i-am numit-o găsire fără căutare. Găsire fără căutare. Adică tot ceea ce ți-ai propus tu să cauți ceva, afli cu ușurință, dar pierzi căutarea. Pentru că atunci când cauți ceva, în dicționare, în enciclopedii, în manuale, orice ar fi surse de informare părită, afli și ceea ce nu te atinge în momentul respectiv la subiect. Îți îmbogățești foarte mult, îți deschizi alte căi de cercetare și astfel ajungi la ceea ce face copilul sau elevul, la găsire fără căutare. Ori tocmai satisfacția aceasta a căutării și înlărgirea liniilor, să le spunem așa, direcțiilor cercetare, face farmecul căutării. Nu? Și trece apoi la o altă situație cu tinerii care se duc la o cafea sau la restaurant și fiecare cu telefonul lui. Deci ceea ce s-a pierdut este comunicarea, vorba. Comunicarea. Pentru că vorbind îți vin alte idei, opozantul sau prietenul îți nuanțează spusele și este cu totul altceva. Deci asta
asta m-am bucurat și chiar mi-am reținut, am tăiat-o din orizont acolo, pentru că mi s-a părut foarte, foarte exactă denumirea găsire fără căutare. Da, în fapt, cunoașterea nu mai are obiect. Adică ni se dă totul de-a gata și nu mai e nevoie să facem niciun exercițiu de cunoaștere. Și în felul ăsta, și lucruri care ar putea fi motorașe ale cunoașterii, de pildă curiozitatea, nu mai pot avea loc. Da. Acum, spuneam de școală. Profesorul trebuie să aibă o dibăcie. Să-l provoace pe elev. Cum să-l provoace? Păi, sumedene de posibilități, nu? La un profesor universitar, prima lecție cu care deschide cursul e foarte importantă. Acesta să și tipăresc. Lecția, cursul de istorie, ținut de ascultare, cursul de filozofie al Blaga, al Pârvan, sunt cunoscute acestea. La același lucru trebuie să facă la nivelul lui și profesorul de gimnaziu. Cum adică? Să ne întreabă pe elevul. De ce învățăm limba română? Voi știți limba română. Așa e? Da, fiecare. Unul o să zice, eu știu și franceza, altul o să... Foarte bine. De ce să o învățăm așa? Adică să-l provoci, să vezi, până să ajungi la o concluzie, la sfârșitul ori, că trebuie învățată limba română pentru a ne nuanța. Să o învățăm corect prima dată. De ce? Pentru că, uite, colegul vostru a pronunțat sunetul greșit. O pronunție regională. Colegul tău, când a dat exemplu, n-a înțeles. Asta, ajunge-o la... L-ai trecut la tablă între timp, nu? A scris cu greșeală. E unul intenționat care zice să greșească, nu? Și atunci ajung la concluzia că învățăm în cele 4 ore de limba română să învățăm corect și, dacă putem, să vorbim și expresiv. Deci asta e ținta oră. Dar asta trebuie provocate, pentru că dacă vii și zici astăzi învățăm propoziția subiectivă. Jumătate o să uite după telefon, jumătate o să scute ciripitul păsărilor. Deci asta trebuie. O dibăcie și avem atâtea amintiri ale scriitorilor, ale academicianilor despre profesori, despre învățători, despre profesori pe care au avut și care, de la care au învățat limba română. Vă dau un alt exemplu acum. Vă rog. Câte eforturi făceam noi când au apărut dicționarele școli să învățăm pe copii să le folosească. Știe cum literele, să știe de la B ce urmează și așa mai departe. Nu? Dar ca să-și îmbogățească vocabularul, trebuia să le arăți că și tu ești interesat de aceasta. Cum? Păi, odată zici, hai să-ți vine vorba într-o oră, într-o lecție, într-un text, hai să vedem ce feluri de mere cunoașteți voi. Ăsta cu la Sadoveanu, domnul Trandafir, că le dădea dintr-un păr sau așa mai departe. Ce pere? Și atunci fiecare va spune și tu notezi lista de pere, de mere, de fructe. E un joc până la urmă, nu? Dar dacă tu le notezi, el vede, păi uite, cuvântul ăsta e important, se interesează cineva de el. Nu? Cam așa se poate face ca să fie lecția atrăgătoare cât de cât. Că dacă, în primul rând, e o terminologie cu care trebuie să te lupți, nu? Cât terminologia asta gramaticală e greu de prins, nu? Eu am un of de multă vreme cu respectarea normelor academiei. Și, din păcate, și multe instituții de presă, instituții de învățământ,
la oameni de cultură importanți, ele nu sunt respectate. Și atunci dacă și copiii și profesorii văd că de la un nivel foarte înalt nu se respectă aceste norme, cumva e o debandadă și din perspectiva asta. Am să aduc aici discuție în numele unui lingvist ieșan, Stelian Dumistrăcel se numește. Acest lingvist, cunoscător bine a limbii române și al altor limbi, ținea în rubrica Ziarul de Iași, o rubrică de lexicologie, să spunem, de cuvinte. Și la urmă a adunat materialul acesta zilnic într-o carte care se numește Cuvintele încotro, cum se numește. Dar avea un subtitlu pe care dau cu aproximație. Gramatică pentru televiziune. A simțit un debate, nu? Pe cele mai multe greșeli găsește copilul în banda care apare la televizor. Nu? În bandă, nu vorbire. Vorbirea mai crede în controlul, dar a spus că asta e. În ziare, dacă găsește, nu prea citesc ziare, dar găsesc în rețelele acestea de socializare, nu? Pe care le iau acolo o expresie din lac în puț, în carte. La un moment dat zic, hai să caut, să vedem dacă mai este prezentă expresia aceasta în publicistica actuală. Am luat câteva ziare. Ce am descoperit? N-am mai putut scrie carte pentru că în ziare tipărit unii schimbaseră genul ultimului substantiv. Și atunci copilul s-ar putea să n-ajungă la cartea mea să vadă, sau la cartea la un topan, sau la cartea ce înseamnă din lac în puț. Nu? El va descoperi, uite bă, ce vorba este în limba română. Mai sunt șanse, domnule profesor, pentru revigorarea învățământului românesc. Se povestește de atâta amar de vreme de o decădere, o distrugere a învățământului. Nu știu dacă nu sunt de numai vorbe, dar hai să zicem că ar fi așa. Fiecare dintre noi avem impresia că atunci când am fost la școală se făcea carte, nu? Asta e, ducem trecutul ăsta cu noi și idealizăm oarecum figura profesorului sau a învățătorului și așa mai departe. Totuși, suntem aici, dacă vorbim de profesor, trebuie să-și ia părinții în sprijin. Părinții trebuie să... Că exemplu, modelul, nu? Poate fi urmat. Dacă există un cult al cărții, în familie. Cu ce poate începe biblioteca sa personală? Cu carte de rugăciune. E foarte bine. Cu carte de rugăciune. Cu Biblia, bănuiesc o hal. Noi n-am avut când am fost copii. Când am fost copii mici, n-am avut biblioteci personale. Nu? Părinții au fost plugari. Dar cărțile de rugăciune erau aproape lipsite, nu? Și atunci, dacă copilul are un model de urmat, o pildă, va fi mai ușor și pentru profesor, și pentru elev, și pentru școală în general. Deci părinții trebuie atrași în acest sens. Bun, să le
amintim celor care ne urmăresc că această nouă carte a domnului profesor Gheorghe Moga, Breviar de cuvinte și expresii, carte apărută la editura Caiete Silvane în colecția Scriitori Sălăjeni, se va lansa, prezenta miercuri 8 noiembrie de la ora 13 la Casa de Cultură din orașul Jibou, sub egida Bibliotecii Orășenești. Și vă îndemnăm în continuare să citiți revista Caiete Silvane, unde domnul Moga, cum spuneam, e un vechi și statornic colaborator, unde scrie despre limbă, despre mersul limbii, despre ceea ce ar merita să citim sau pentru ceea ce ar merita să fim atenți la, la mersul acesta al limbii, care sigur că este un organism viu. Nu putem să ne raportăm altfel decât în acest fel. Să nu se creadă că vorbind de expresiile astea pe care asupra cărora m-am aplicat eu, nu se creează și astăzi expresii. Și astăzi se creează expresii. Vă dau un exemplu pe care toată lumea poate la știe. A dat talpă este o expresie care înseamnă a apăsa pedala de accelerație pentru a prinde viteză. A dat talpă. Ei, asta nu a fost acum 30 de ani, expresia aceasta. De ce? Pentru că lumea a prins gustul și eu ce trebuie să văd sau se poate observa? Expresia aceasta s-a integrat în jurul unui verb vechi, a da, și cu un cuvânt obișnuit, nu? Mai obișnuit decât pedală sau decât verbul accelera. Nu? Dă-i talpă. Adică accelerează. Asta e o expresie, nu? Care a fost. Mi-aduc aminte, ca să rămânem toți în domeniul ăsta al mecanicii auto, eram tânăr și erau mai puține mașini atunci și era o altă expresie în limbajul șoferilor. Când cineva îl îndemna să dea talpă, cum a zis noi, să bage viteză, așa, să-l răspundea, nu pot pentru că a mea e cu căpăstru. Mașina lui era cu căpăstru. Ce înseamnă asta? Era în perioada de probe, de garanție și nu avea capacitatea de a dezvolta o viteză deosebită. E, asta e spiritul limbii. Nu? A mea e cu căpăstru. Din coace, după câteva decenii, adaptată. Sunt expresii dintr-un domeniu luat așa, nu? Ca expresiile acestea pot fi grupate pe domenii. Am avut acum în mână ieri o carte de expresii din italiană și ales, le-a grupat pe domenii. 10 domenii. Sport, familie, masă, politică, literatură, istorie și erau înșirate acolo, explicate, înțelesul lor. Aici am adus o carte de expresii în limba franceză. Expresii numai care au în cuprinsul lor legume, fructe și ierburi. Deci, sute de expresii, sigur că nu se potrivește cu geografia și cu fauna și cu flora României. Dar și românește avem foarte multe, nu? De florile mărului. Nu? Deci asta de florile mărului ar putea fi cuprinsă într-o listă de expresii referitoare la flora României sau la... Deși nu mai are nicio legătură cu flora. Cu siguranță, limba, cum spuneam, este un organism viu, se schimbă în permanență, merită însă să fim atenți la cum scriem, cum vorbim, iar dumneavoastră ne îndemnați, cum spuneam, asta. Da, eu am domn, o casă, edițiile
Îl consult. Îl consult. De ce? Pentru că între timp au apărut alte cuvinte, s-au îmbogățit vocabularul. Sunt foarte mulți termeni pe care, ca să-i stăpânești, trebuie să le cauți, nu? Se spunea la un moment dat că dicționarul Tezaur al limbii române va avea 120.000 de cuvinte. Dicționarul Tezaur, am adus aici o fascicula de dicționarul limbii române. Deci dicționarul ăsta a fost tipărit în decursul unui secol. În 1913-15 a apărut primele fascicule. Asta e fascicula, ca să mai învățăm un cuvânt, nu? Și apoi fascicule acestea au fost strânse în volume. Volumul 1 AB, un volum întreg de sute de pagini cuprinde numai cuvintele de la litera C. S-a tipărit până la început război, după aia a început iarăși tipărirea dicționarul acesta și astăzi e tipărită, după 100 de ani. Aici am văzut fascicule în care e cuvântul verbul da și prepoziția de. Ei, o să ne mire dacă vedem că la prepoziția de zeci de pagini. Deci fiecare cuvânt are istoria lui și rolul lui. Dar voiam să spun că între timp, după ce, sau în timp ce se tipărea dicționarul Tezaur, a apărut un dicționar tehnic, de termeni tehnici, care avea zeci de mii de cuvinte. Zeci de mii de cuvinte. Precis că partii din ele se regăsesc și în dicționarul limbii române. Dar vreau să spun că bagajul ăsta lexical este imens, imens. Apoi aș vrea să mai spun un lucru despre dicționare. Dicționarele unele sunt datate și marcate ideologic. Inevitabil. Știți, deci, degeaba cauți o definiție a unui cuvânt într-un dicționar apărut în secolul cu tare sau în deceniu cu tare, nu? Că nu vei găsi. Sau, am să dau un exemplu mai recent, în dicționarul limbii române, în seria nouă aceasta, care apare sub sigla DLR. Ăsta apare sub sigla Dicționar Academie, DLA. Nu vei găsi, de exemplu, la litera M, să spun, niciun citat de Lucian Blaha. Pentru că litera M a apărut, litera M a apărut în timpul când Blaga nu figura în bibliografia dicționar. Nu figura în bibliografia dicționar. Deci primul cuvânt din creația lui Blaga apare la litera P. Cuvântul pace. Deci până acolo nu găsești un citat din Lucian Blaga. Pentru că așa a fost rău. Deci asta înseamnă un dicționar marcat ideologic. Și am scris o dată în familie despre soarta aceasta a unor cuvinte. De exemplu, la litera M ajuns la cuvântul mit. Mit. Lucian Blaga are câteva zeci de definiții ale mitului. Și cuvântul mitic, adjectivul, îi dă valoare adverbiale într-un cunoscut vers al lui, mitic să ne... Asta se întâmplă, nu? De aceea e necesară și revenirea asupra. Foarte multe din cuvintele asupra cărora m-am oprit sunt din prima parte a alfabetului. Cătușe, aciurui, care trebuie actualizate. Caniculă. Caniculă nu dă niciun citat la litera C, la nu știu ce an a apărut în asta. Deci, cam asta e. Bine, vă mulțumesc mult pentru prezența la întâlnirea noastră. Dacă la final mai doriți să spuneți ceva, să subliniați, vă rog. Îi îndemn pe părinți, în primul rând,
dar și pe copii, că și ei au foarte multe burse, apropo, să nu ocolească librăriile, să nu ocolească bibliotecile, pentru că comunicarea aceasta se realizează mai ușor. Ne stau la îndemână foarte multe cuvinte care își așteaptă intrarea în vorbirea noastră, în propozițiile noastre. Asta ar fi îndemnul meu, să nu ocolească bibliotecile și librăriile. Sigur că puțin vor asculta îndemnul meu. Dar orice cititor câștigat va deveni la rândul lui un prieten al cărții și la rândul lui va îndemna pe alții. Nu ocoliți așadar bibliotecile, nu ocoliți nici revista Caiete Silvane, unde îl puteți citi pe domn profesor Gheorghe Moga. Numai bine!